noi spuneam pe vremuri școala nouă, dar de fapt acum a rămas școala veche, pentru că cea de lângă pe care o putem vedea este reabilitată acum 5 ani de zile pe fonduri europene, arată extraordinar de bine și acum, după o muncă de 3 ani de zile, am ajuns în faza de a reabilita și acest corp. Este corpul C1, care are 4 clase de curs și va fi extinsă la 7 clase. Se reabilitează în totalitate corpul existent cu cele 4 clase și se face o extindere de încă 3 clase cu la demisol și este un parter mai înalt cu un pic de demisol, o sală de sport, pentru ca să avem pe raza școlii sala de sport, pentru că acum noi avem o sală de sport care este la 500 de metri de școală, este o sală mare de sport pe care o folosim atât pentru activitățile și sportive din școală, cât și pentru clubul sportiv. Și cei care doresc de pe raza localității pot închiria și face diverse activități sportive la școală, dar acum vom avea aici o sală de sport. Avem rezultate deosebite la competițiile sportive. Elevii sunt pregătiți de către profesorii de educație fizică, dar nu beneficiem de o sală de sport. Este într-adevăr o sală de sport în localitate, acolo se desfășoară aceste pregătiri ale elevilor după programul instructiv educativ, dar sala de sport este necesară și pentru desfășurarea orelor de educație fizică și sport. Și încă 3 clase, astfel încât să avem o rezervă de săl de curs pentru copii. Pentru că natalitatea, populația este în creștere în localitate și cu siguranță peste câțiva ani de zile vom, dacă nu am reabilitat și extinde această clădire, ne-am trezit probabil în situația să avem iarăși cursuri și după amiază, ceea ce nu este eficient pentru copii. Noi în momentul de față avem cursuri numai de dimineață, pentru a veni la școală copiii atunci când au eficiența cea mai mare de dimineață. Sunteți printre puținii primari care spun că se mărește populația comunei. Da, într-adevăr, la noi populația a tot crescut de când am ajuns eu în funcția de primar, prin loturile care au fost date pentru tineri, facilitățile pe care le-au avut în localitate și sperăm ca în următorii ani Poarta Albă să devină mult mai atractivă. Și acum reabilităm și extindem și această clădire, astfel încât să avem suficient capacitate pentru ce înseamnă clase necesare pentru a ne desfășura activitatea în școală. În fiecare an avem din ce în ce mai mulți elevi și avem nevoie de aceste săli de clasă. La momentul acesta, pentru că corpul de clădire a intrat în reabilitare, am folosit 2 laboratoare din școală pentru procesul instructiv educativ pentru anul școlar 2019-2020. Corpul A e acela? E acela care a intrat în reabilitare, iar acesta este corpul de clădire B. A fost și acesta reabilitat și din anul 2016 ne-am mutat în acest corp de clădire. Din acel moment am pierdut sala de sport. Noi avem 467 aproximativ la momentul acesta. Înțeleg că acolo să mai construi și niște săli de clasă în plus. Săli de clasă de care chiar avem nevoie. Săli de clasă pentru că la momentul acesta folosim 2 laboratoare ca săli de clasă. De la an la an se măresc generația? Exact. De la an la an se măresc generațiile. Dacă cu anii în urmă am fost o școală cu 300 de elevi, deja vă dați seama că... Da, da, exact. S-a mărit și localitatea, sunt familii care s-au mutat în localitate și au venit cu copiii spre școală.